Acum două nopți în casa mireasa, mai exact în unul din dormitoarele fetelor, orologiul suna deja pentru ora 3. Isabela însă nu putea dormi de atmosfera sumbră transpusă prin sunetele de suspine ale Alexiei, dar și de corul sfărăitului. Una plânge, una sfărăi. Nu mai plânge. Plâng? Da. Nu mai plânge. Vezi că sfărăi tare? Ce greu au trecut orele nopții și totul era transpus pe fețele celor treziți ieri dimineață. Vine să iau la bătaie la un moment dat. Stau, dacă a fost agitație, ieșeau, intrau, a sunat, adrenalina, ce s-a întâmplat, naiba, unii plângeau, unii sfărăiau, plângeau. Dar tu ce s-a întâmplat? Ai avut dragi pe tine? Ce? Îmi era foarte somn și după ce că m-au trezit cu adrenalina și cu oaia și m-a mai enervat și Alexia cu plânsul ei. Nu somn, ea da, plânge. Ole. Isa cu papucii minune a intrat, a ieșit. Dar Isa așa merge, apăsat. Am venit, v-am mișcat, că sfărăia Simona zis că era rață. Dar ce sfărăie? Ce rață, mamă, și Alex era lângă mine, dacă aș fi văzut cum sfărăia. Nu mi se părea că sfărăia tare, că eu oricum n-am putut să dorm până în cu nioraiala lui Alexia, cu plânsul ei, care mamă, da, e pe Dumnezeu, dar ăla nu e plâns niciodată, nu mai este, în fine. Dar de ce plângea, mă? Eu am auzit și eu ceva, dar plângea. Da, dar n-ai cum să plângi, să te trezești la secundă, dar plângeam în somn? Adică n-ai de unde să știi, știi? Adică ce faci în somn, nu știu, zic și eu. Nu știu, frate, în camera noastră noaptea e jale. Până acum, când a dormit Alexandru la noi în cameră, n-a mai plâns niciodată așa de tare. Aseară a plâns cel mai tare. Să mă ierte Dumnezeu și poate din ce în ce mai tare ca să poate să trezea Alexandru. Păi oricum nu dorme Alexandru, că râdea, nu știu. Dar de ce plângea, mă, în somn? Ei, plângea în somn. Ai, mă, doamna mioara, mi s-a... Toată lumea mai face chestii în somn și eu știu ce înseamnă să și plânge în somn și să și... Nu era plâns în somn. Pare rău, nu vreau să fiu insensibilă, dar asta este adevărul, nu este. Hai, doamna, pe de nervoasă erai să-mi bat picioarele. Păi, m-am săturat, frate! Nu știam cum să zic să te liniștești, că mi-era frică că încep și îți bagi, scoți din alea urâte de ale brăila. N-am de ce să-mi bag și să-mi scot, dar nu pot când, nu, când mi se pare și când văd că este prefăcătorie, nu pot. Nu suport. Cu toate defectele mele, nu suport să văd prefăcătorii. Subiectul nopții controversate a fost cap de afiș întreaga zi de ieri și în continuare Alexia era contestată. Ce părere ai despre... Despre bă, ce-mi place când începe așa, deci mă nenorocești. Cum a fost la primele întâlniri când mi-ai dădeai cu geografie și cu istoria? Așa, așa mi se par întrebările astea, cu ce părere ai despre? Cu ce a zis Alexia? Că tu nu, când e vorba despre mereu... ispită, ești mereu acolo, nu? Nu, când și nou s-a referit. Și provoci intrigă. Da, da, că bag bățul, cum spune doamna Gabriela, așa spune doamna Gabriela, bag bățul printre garduri, nu? Așa, nu? Mai s-a referit când e vorba de intrigi, că Simona e acolo, dar nu e, și în ultima vreme n-a mai fost, că a avut niște intrigi la început. Acum eu n-am mai văzut-o să se bage ea. Păi cum, că am văzut azi pe material când vorbea cu doamna Tamara și cu doamna Cristina. Cum nu? Păi era acolo. Dar nu, bă, dar stai un pic. Nu venise să se bage. Nu știu cum a început subiectul. Cred că doamna Cristina întreba cine, care este rolul ispitei, nu știu ce, la la la. Și de aici am ajuns eu să-mi spun, pentru că asta e părerea mea, dar nu o spun cu răutate că este ispita. Dar nu înseamnă ceva rău dacă ești ispita. Cu cine este ispita din acea fază. Nu, și simplu mi-am dat cu părerea și cu... Coincidența a făcut că și doamna Tamara, mătușa Tamara, crede același lucru. Și cred în continuare că este. Și îmi pare rău, dar mâine cu siguranță o să supere pe mine. Dar o să-i zic de astăzi ca să o previn. Cu chestia că eu chiar nu cred că ea plânge în somn. Deci, eu sunt de părere că aseară ea nu plângea pe bune în somn. Unul la mână, și vă dau trei argumente. De ce? Odată pentru că
aseară a plâns cel mai tare din restul serilor și nu știu dacă este o coincidență faptul că Alexandru era prezent lângă. 2. Nu ai cum să strănuți în somn. Și să zici imediat, mama, am strănutat în somn. Ok. Și 3. După ce a plecat Alexandru, n-a mai plâns. Iertați-mă, nu zic, oamenii au traume, au probleme. Tu nu zici cu răutate, îți dai cu părerea. Eu, asta este părerea mea, pentru că încă o chestie și vă mai dau și al patrulea argument. Există o perioadă de timp, din momentul în care închizi ochii și adormi, până intri în vis. Clar. Nu se întâmplă să adormi acum și un minut mai târziu deja să visezi și să plângi. Nu sunt eu a toate știutoare, nu-s Dumnezeu pe pământ, dar... Din ce mai știu și eu, cu capul ăsta al meu, îngust sau lat sau cum o fi, nu poți să adormi acum și să începi să plângi în secunda 2. Îmi pare rău că nu cred, dar nu cred. Cred că are nevoie de afecțiune, cred că are nevoie ca oamenii să înțeleagă că este un om sufletist, că își dorește relația asta, că nu este un om fals. Pot să înțeleg de ce, dar în același timp. Încă o dată mai spun, nu cred că aseară a fost un plâns real, îmi pare rău. Eu am auzit doar că la un moment dat Alexandru a zis "A?" și s-a spus "Las-o că așa face ea în somn noaptea." Da. Te referi la plâns, nu? Da. Așa face, că și eu am auzit-o, într-adevăr, noaptea târziu am auzit-o și eu plângând. Da, Simona se referă că niciodată nu a auzit-o gen imediat cum s-a pus dar în pat. Dar n-am auzit-o, că eu adormisem. Îți spun eu că eu nu am adormit pentru că nu adormeam de plâns, de plânsul ei. Eu n-am auzit, deci și ți-am spus că nici după ce a sunat, deci după ce a sunat adrenalina, eu nu am adormit instantaneu. Și cum naiba să faci? În capul meu nu se pupă, ok, păi Simona, nu mai fi așa vocală, frate, oprește. Dar cum, de la momentul în care am intrat în cameră, până când a sunat adrenalina, ai dormit, ai strănutat în somn, plângeai la o secundă, acum vorbeai, adormeai, un minut mai târziu plângeai, toate lucrurile astea și după ce a plecat Alexandru din cameră, n-ai mai plâns. Așa, hai să vedem ce s-a întâmplat. Alexia. Sinceră să fiu, mi-aș fi dorit ca mama mea să fie acum în direct, să spună anumite lucruri despre mine, de cum dorm eu de când eram bebeluș. Asta unul la mână, nu cred că trebuie să stau să explic așa tu, ceva. Spune-ne tu, că na, nu e mama. Da, de când eram mică am momente în care mă mâțâi în somn, vorbesc în somn, sunt destul de semitrează când dorm, pentru că eu aici nu mă odihnesc și în ultima perioadă chiar am dureri foarte puternice de stomac și de burtă. Și asta o știu și oamenii din producție și medicii din spate. Uh-huh. Unul la mână, doi la mână. Mie nu mi s-a menționat nimic în ziua respectivă și eu am spus mereu verde în față ceea ce cred și ceea ce simt și ceea ce m-a deranjat. Cred că sunt numită eu... falsă și prefăcută, în condiția în care în alte situații nu se spun lucrurile care ne deranjează pe față și cumva doar persoanele care discută se pun în postura de a fi falși. Nu la eu. Cine te referi? Mă refer la Simona, oarecum și la Isabel, pentru că Isabel îmi râde în față și ulterior văd dacă anumite lucruri. Dacă mi se părea amuzantă discuție, ce vrea să plâng? Nu, doar că ești foarte falsă și mulțumesc ajung și eu la... Mulțumesc. Cred că tu ești aia mai falsă, tu mulțumesc. Care zici în fiecare material, mi-e rău, mă doare burta, Alexia. Ca să vadă oamenii și de acasă nu, cine nu, e falsă. Nu, nu, mulțumesc, că eu nu-mi caut imagine. Pe mine nu mă interesează imaginea din câte s-a observat. Mi-e rău, mă doare burta în fiecare zi. Pentru că mi este foarte rău. Da, și dacă sunt întrebată ce am și de ce am o stare proastă, asta este motivul. Pentru că eu nu mă consum pentru existența ta sau a Simonei sau pentru grimasele pe care le faceți, pentru comentariile aiurea și pentru înțepături. Din câte ai observat, vă ignor. Și noi te ignorăm maxim. Nu văd asta. Nu văd asta. Din păcate, tu ești foarte deranjată de mine. În special, Simona nu e deranjată. Mă scuzați, nu erați prietene? Păi așa am... Nu am fost prietene bune. Alexia nu mai știe de cine să se lege. S-a avut da. Mirela, s-a legat de ea. Nu, am rezonat pur și simplu cu un om. Și de Laura, acum de Mirela. Am rezonat pur și simplu cu un om. Cred că tu nu mai știi. Pentru că înainte erai cu mine și cu Ionela. Acum ai schimbat tabăra, ești cu Diana și cu Simona. Cu Ionela cred că sunt mereu. Da, bine, eu stau și cu Isa și cu Alexia. Nu, nu cred că e cazul, Isa. Și ai mai primit aceste acuzații cu ghilimelele de rigoare.
că ești falsă și că ești perversă și în motive, dar că eu te-am acceptat pur și simplu așa cum ești. Eu cred că ar fi cazul să vorbești frumos la adresa mea, Alexia. Dar vorbesc foarte frumos, îmi spun părerea. Asta este părerea mea. Nu sunt nici falsă, nici perversă. Și vorbeam eu. Țineți gura. Vorbeam eu, să-mi țin gura. Cred că ar fi cazul să-ți ții tu gura. Că e cam mare deja. De ceva timp. Ești cam vocală. Lasă, că sunt mereu vocală. Și vorbesc eu că sunt mai mare. Poți, dar ce aveți de dacă ești mai mare, care este problema? Stai puțin. Stați un pic, că nu ne batem nici în vârstă, nici... Dar ce îmi scapă... De ce vă certați? Că se simt... Ea se simte... Am primit și eu scrisori de la ei. Și... Da, pentru că ești foarte falsă, pentru că în față îmi râzi și la spate te strâm și faci ai anumite grimase. Nu cred că m-am strâmbat niciodată. Bun, poate să confirme fetele. Ok, o să citesc niște scrisori, că anumite lucruri se văd pe Antena Play. N-am nevoie de scrisori de la familia ta, ce zic familia mea? Ta, păi de mine ce sau vorbește așa? Ce sunt grimasele astea? Ce tonul ăsta? Nu suntem pe Mahala. Hai, ține-ți gura, te ascult ce mai târziu. Da, stai un pic. Tu ți-amintești să... Ca pe Mahala aici, doamna. Stai puțin, Izabel. Nu cred că tu ești. Opriți-vă, haideți că... Izabel, pardon, Alexia, tu ți-amintești să fii plâns în somn? Am momente în care cumva și eu mă aud și mă trezesc singură. Dorm destul de conștient aici. Nu știu să explic treaba asta și eu, în fine, nu vreau să mă plâng. Să știți că există oameni care au o activitate cerebrală mai intensă în timpul somnului și eu pot să confirm că băiețelul meu este așa. Băiețelul meu vorbește în somn și, într-adevăr, dacă are o zi intensă, să spunem, peste zi, povestește în somn. Plânge în somn. Și la, nu știu dacă ați spus, și e la fel? Și tu ești la fel? E posibil să mă sunt înșel, oameni? Am și spus asta. E posibil să mă înșel, dar mi se părea foarte ciudat că acum era trează și un minut mai târziu deja activitatea... Adică de... Dacă ești în stadiul ăla de presomn, da, se poate. Și de mai multe ori te trezești și imediat se intri înapoi. Da, se poate, și, da. Depinde. Okay, sunt unii oameni care au un somn mai superficial. Da, da. Adică eu cu copilul meu când are momentul ăsta, eu discut, deși îl întreb și el îmi răspunde. Și, deci și mama, pare că e, dar nu știam de nimic. În regulă, da. Eu m-am obișnuit și îl știu asta, așa. Da, da. Așa e. În regulă, da. Celălalt copil, Ana, fetița, doarme tun, nu vorbește, nu nimic. Suntem foarte diferiți. Da. Da. Hai să trecem la ce mai vrei să mai zici. Ce vreau să mai zic, că sunt anumite chestii care nu se spun și se simt, pur și simplu din energiile pe care le transmitem. Da, hai să trecem la... Aș prefera să mi se spună verde în față anumite Bun. Lucruri. Bun, oameni buni, aveți ceva de spus, vă deranjați unii pe alții, spuneți-vă în față. Da. Hai să